dintre singurele plaje rămase virgine, Perișor se află chiar aici, în inima deltei. Pentru a ajunge în acest loc, trebuie să străbați aproximativ 2 ore cu baica de la Dunăvățul de Jos. Însă peisajul pe care îl găsește aici merită orice efort. Vorbiți-ne puțin despre locul unde ne aflăm aici. Am plecat de la Holbina, am mers pe canale, pe canalele deltei, da? Și am ajuns la plaja Perișor, care este o plajă sălbatică, este un punct de atracție foarte mare pentru toți turiștii români sau străini. Cum se ajunge aici? De la Holbina, de la noi, facem cam maxim o oră plimbat pe canale, deci doar cu barca. Este o plajă sălbatică. Știu turiștii despre această plajă, vă solicită transferul aici pentru a ajunge? Dacă nu știm, noi ne asigurăm că află despre ea. Este foarte inedită pentru că este sălbatică și atunci este foarte frumoasă. Are o frumusețe aparte, da, față de o plajă care este ultra aglomerată. Este foarte interesant când ești în delta Dunării, te-ai dus la pescuit, te-ai plimbat pe canale, ai explorat foarte mult și la un moment dat în timpul sejurului tău descoperi că există și o ieșire la mare și vii aici și faci o plajă și stai cu prietenii tăi. Vreau să menționez că este o plajă protejată, deci dacă venim aici, venim cu grijă, avem grijă, nu lăsăm gunoaie, nu dăunăm cu absolut nimic, pentru că ea trebuie să rămână așa, sălbatică și frumoasă. Spunem Delta Dunării, evident că reprezintă o destinație turistică pentru un turist educat, un turist care știe ce își dorește din Delta Dunării. Și atunci, normal că și produsul turistic pe care îl oferim turiștilor diferă față de alte destinații. Și aici mă refer la un turist lent, un turist de vizitare. 1 mai, ca alte perioade de vacanță, nu diferă față de alte perioade. Venim cu un produs tradițional, un produs bazat pe gastronomie locală, un produs care să asigure vizitarea Deltei Dunării, eventual partide de pescuit, aici mă refer la pescuitul la ștucă, care este permis în acea perioadă. Din păcate, începând cu jumătatea lunii aprilie, intrăm la prohibiție, la crap și alte specii de pește, dar evident că rămâne posibilitatea realizării altfel de activități de relaxare, mai ales Delta Dunării este o destinație unică cu un specific aparte. Puteți să ne spuneți care este gradul de ocupare al Deltei pentru 1 mai? În acest moment, în pensiunile, micropensiunile, agropensiunile și în hotelurile de 3, 4 sau 5 stele, avem un grad de ocupare undeva la aproape 85%. Evident, aici tarifele diferă și în funcție de zona de cazare, cu o noapte de cazare de la 150-180 de lei de persoană pe noapte până la 500-600 de lei de persoană pe noapte și aici incluzând demipensiunea și, bineînțeles, vizitarea Deltei Dunării.
Se apropie 1 mai. Care sunt ofertele pe care le-ați pregătit celor care vor să vină să petreacă o vacanță puțin mai altfel decât clasicul litoral, plajă și mare? Noi așteptăm pe toți să vină. Avem oferte pregătite și pentru pescari, pentru că suntem o locație în care pescuitul este pe primul loc, însă am pregătit foarte multe și pentru familii, copii. Poate să se plimbe, poate să descopere delta, care este unică și minunată. Aici, pe resort, avem piscină mare, piscină pentru copii, avem caiace, hidrobiciclete, jucării, trambuline, deci chiar am pregătit un paradis pentru copii, pentru familii. Doamnele se pot relaxa la piscină, se bucură de restaurant, de pește, de vietate, de viață, de tot ce înseamnă aici. Iar îmbătiminții de pescuit au un adevărat paradis în zonă. Pot să pescuiască în special știucă. Sigur că pescuiesc știucă și sunt foarte fericit pentru că la noi chiar pot veni cu familiile și atunci și merg la pescuit și doamnele se relaxează, copiii petrec timp în aer liber, ceea ce este foarte important pentru că noi ca mame ne dorim ca bebelușii noștri sau copiii noștri mai mari să crească sănătoși și sigur că sănătoși pot crește doar în natură. Cât costă o cameră în perioada mini-vacanței de 1 mai? Avem 500 de ron camera dublă pe noapte cu mic dejun inclus. Și mai aveți locuri? Mai avem câteva locuri. În principiu, în luna aprilie deja am făcut foarte multe rezervări. Ne batem acum pe mai, iunie și iulie. Noi așteptăm pe toată lumea, îi așteptăm și în cursul săptămânii. În cursul săptămânii chiar avem un discount de 10%. E deschidere de sezon, așteptăm pe toată lumea. Da, ce am pierdut aici, diferite specii de pește din, la noi din Baltă, cum ar fi crab, som, știucă, lin, șalău, zarzavată, ceapă, ardei și cartofi. Ce să vă mai spun? Care e cel mai bun pentru boci? Care îi dă gustul cel mai bun? Ce tip de pește? Toate tipurile de pește. Somnul special, care are și puțină grăsime și este un pește alb. Cât ați fost la ele? Nu prea mult, pentru că peștele se fierbe repede. Să zic 20 de minute. Ducă umplută, da? Se jupoaie pielea, cărnița rezultată se toacă și se condimentează, se pune ouă, smântână, usturoi puțin de gust, sare, piper, cimbru, o așezăm pe un pat de cartofi și ca față o ungem cu ulei și o dăm cu boia roșie. Stă o oră la cuptor și o servim caldă